și bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi mi-am invitat la discuție omul care nu te lasă niciodată să-l încezești, nu te lasă să te complaci în rutină, omul care spune verde în ochi ce crede despre tine, cu riscul de a te pierde pentru totdeauna. În timp am învățat să o accept, să o iubesc, să învăț din felul ei de a fi și să mă bucur pentru că există asemenea artiști. De ce? Pentru că ea, artista, trăiește pe scenă, trăiește în viața reală, ea știe să se bucure de fiecare clipă a zilei, ea știe să plângă atunci când nu o vede nimeni și știe să zâmbească în fața obiectivelor de fotografiat și a camerelor de luat vederi. Cum este artista Lenuța Gheorghiță, dincolo de a fi artistă pe scenă, cum e în familie și despre cei care știu să o rab de zi de zi, o să vorbim în seara asta. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Eu mă bucur că v-ați făcut timp pentru noi și, așa cum ziceam, Lenuța Gheorghiță și-a adus cea mai frumoasă comoară de acasă. Realizare. Da, și realizare. Sunt cei doi copii, David și Magdalena, și omul care te rabdă cel mai mult în lumea asta. Dă-mi voie să zic lucrul ăsta. Dar nu știu dacă mă rabdă. Omul cel care mă vede destul de rar, așa, aparent. Dar știi, jobul care îl menținem, care îl ducem noi prin viață, necesită să alături un bărbat care să fie potrivit, care să te poată ajuta, să-ți fie o mână de ajutor, nu... Nu și să stea în umbra ta, ceea ce este foarte important pentru da, un artist. Da, să știi că de multe ori mă gândeam dacă aș fi putut eu să trăiesc cu un artist. Cred că nu aș fi putut, pentru că eu sunt așa de firea mea. Eu trebuie să fiu eu prima, știi? Și mulțumesc bunul Dumnezeu, lasă Ileana că îți dau un om bun. Și cred că la capitolul soț eu alegeți cea mai potrivită. Dar voie să zic măcar cum îl cheamă să audă și telespectatorii. Boris Cojocaru. Boris, bună seara! Bună seara! Dar o întreb tot pe nevastă ta. Pentru că dacă am pornit discuția asta despre el și ea, Lenuța, e greu să fii o soție bună? Nu știu dacă ce înseamnă a fi bună. Sinonimul acestui în cuvânt e destul de ramificat, știi? Bună gospodină, bună mamă, bun prieten, bună la pat, bună la brad, cum vrei. Uh-huh. La capitolul ăsta idei nu am. Trebuie să fii, cred că un om, în orice cuplu trebuie să portați un dialog și nu un monolog. Important e rutina asta să nu ne, să nu ne dezmembreze, știi? Să găsim un loc de bună ziua și dacă la o ceartă o anumită să ne lăsăm o mică pauză. Fiecare să gândească și să nu vorbească mult mai mult decât ar trebui. Nu merg până la 10 în gând și apoi nu știu dacă număr. Eu în cazul meu am o feblețe la care țin foarte mult. Eu decât să mă cert, mai bine mă duc și mă... Mai lucrez ceva cu mărgeluțe, biser, pentru că acum știi cum asta mi-i, am vrut să zic menirea. E pasiunea ta, e pasiunea mea și e o pasiune bună. Eu la toate femeile le zic, după 10 ani, când ești într-un cuplu ca să nu te cerți cu omul tău, că nu ai făcut, că nu ai zis, că nu ne-ai dus, că uite la vecină are mai mult decât la mine, știi, că în autotimpul ne se pare că la vecină tot e mai bun. Pentru ca să nu ai timp să stai... Și bocești. Eu îmbinutilul cu bunul, știi? A mei privesc un film, o poveste, ceva. Tata la noi este la capitolul ăsta cu tehnica, iar mami stă și ceva cu viser. Și atunci când nu mai am de muncit nimic, omul mă întreabă, și nu-ți mai e nimic să mai lucrez. Boris, acum te întreb pe tine, cum e să ai o nevastă bună din punctul tău de vedere? Pentru ca să trăiești într-o familie cu cineva, trebuie să vezi părțile bune. Că altfel... Vreau să vă spun chip. Că ca să ai o nevastă bună e foarte ușor. E greu să ai o nevastă rea. Cu Lenuța, să zicem, e greu sau e ușor familie, de trăit? Sunt momente și grele, sunt, dar pot să spun că mai mult mi-e ușor. Vă spun din ce cauză... Probabil că din cauza că este încrederea cea mare care știu, pot să mă duc, pot să vin, poate ea să plece și știu la sigur că... Că o să vin acasă. Că o să vin acasă, are grijă de copii, are grijă de toți noi. Ne prepară mâncare. Noi avem 10 ani împreună, noi n-am avut niciodată o ceartă,
la capitolul, deși te-ai uitat la vecina ce e mai mult, de ce ai interzis de la nuntă, de ce te-ai pufat cu cameramanul sau cu muzicantul? Voie să zic, este foarte greu să ajungi la o asemenea, cum să zic eu, maturitate în cuplu, pentru că tu ești un om bomond, la tine se uită multă lume. Tu chiar dar nu ne-am luat, noi tot nu ne-am luat de la 10 ani, știi? Deja știam exact, niciodată chiar n-am avut. Dar de ce n-am avut? Cum spune Lenuța, suntem vaccinați la timp. A, da. Exact. Ai, de soție bună am înțeles, dar mamă bună cred că e mai greu decât soție. Zic asta pentru că am și eu doi copii stâmpărați, care cumva nu te lasă să cazi în rutină. Știam, sunt ferice de mamele care au copii cu minți, pentru că acolo cumva nu, viața decurge mai monoton. Nu există copii cu minți, atunci când e prea cu minte ceva, 100% e o problemă. Într-adevăr, statutul ăsta de mămică e foarte frumos, dar atât e de obositor. Eu atât de matinală sunt și nu... o să, știi și tu că poți să vii la 6 dimineața, dar dacă e regimul la 7 și deșteptătorul ăsta cu două piciorușe se trezește, nu ai cum altfel. Sunt perioade când gata, nu mai pot. E, și atunci eu îi evadez. Mă duc, fac shopping și rămâne tati. Dar la, cu tati e mult mai e simplu. Le comandă pizza, îi duce, nu fac publicitate une, la topogane și gata. Și în cazul ăsta tati e bun, dar mama mai rău. Magda, cine e mai bun în familia ta, mama sau tata? Eu știu că cea mai proastă întrebare pe care poate să o dea cineva, dar copiii întotdeauna se deschid și povestesc așa cum este. Da, păi eu sunt amândoi buni la inimă, au grijă de noi. Îți cumpără tot ce vrei? Uneori. Dar atunci când nu-ți cumpără, ce zic? Când te-ai purtat frumos sau cum? Ca să mă comport frumos și să fiu cu minte. Cine îți verifică temele pentru acasă? Mami. Mami. Dar când ești la o dată la școală, cui îi spui mai întâi? Mami sau lui tati? La amândoi. Ne scrie mesaje că Magda are telefon și mai este secolul 21 când își permite. Iar la noi acum este bravo, își faci temele, na, se pieptănă, se trezește, doarme singură în pătucul ei și în camera ei. Este un... Păi tu ești mare deja, ești dita mai domnișoară. Rămâni și singură acasă câteodată. Da, câteodată, așa, două ori. Și ce faci când rămâi singură acasă? Mă uit la mate un pic și îmi fac temele. Mate la noi înseamnă desene animale. Asta e în limbajul lui David, probabil. Ne-a intrat de când era Magda, era mică de tot. Și mate zicem și noi, și tate, și Magda, și deja și David. Dar voi sunteți părinții care stresați copilul cu învățatul? Nu. Mă vorbim de Magda, că David încă e mic să zicem că învață. Nu. Eu ziceam așa. Dacă te uiți în atestatul meu... Bine, Boris a absolvit școala cu diplomă roșie. Mândria satului. Da. Păi așa este, nu? Iar e că, dacă referitor la școală, măi, nu toți copiii o să devină miniștri, nu toți o să devină medici, artiști sau ce-o fi. Eu am colegi de breazlă care tind, las copilul meu și să facă muzică. Vrea, nu vrea, trebuie să facă. Eu, la acest capitol, nu. Magda are libertatea deplină. Să-și aleagă jobul pe care vrea. Și dacă nu o să vrea să ajungă profesor, ministru, interpret, nicio problemă, o faci lider în sat. Cumpărăm o firmă. Magda, îți place ideea? Magda mie încă e micuță. Ei nu-i place ideea, uite că s-a băsumflat din start. Nu, Magda, eu vreau altceva să spun. Ea la mine încă e prințesa noastră, încă este mică și noi o lăsăm să copilărească. Crede-mă, recunosc și acum cumpăr păpuși și mă joc și eu. Spune Magda. Dar eu știu că ai o colecție tare frumoasă de păpuși acasă. Eu am, Magda. De alea mare de porți. Asta e jucărica mamei, din câte știu. Câte păpuși ai, apropo? Am, cred că vreo 9, dar una dintre ele, apropo, cea mai mare, o am primit-o în dar de la soțul meu. Și mama mea, da, și mie un pic de aceea păpușă, numai că la mine e bebeluș. Eu da, i-am cumpărat. Mama, după treacă era și că fiecare cu păpușa lui. Tata are păpușa lui. Păpușa Ileana. Dar eu, apropo, știu că tu chiar ai o păpușă, Ileana, ți-a făcut-o cineva. Da, dar, apropo, să știi că o copie de-a mea și am rămas profund marcată la când am văzut-o. Iar acea fată, să știi că este fiica unui coleg de-a meu, Arsenie Botnaru. Și a cusut o păpușă identică, dar iarăși copiii mei nu au acces, o ținem acolo ca să vadă lumea. E gen bibelou. Și seamănă cu mine păpușa. Are și Magda, ca să știi.
Irina Petrașcu ne-a făcut aceste păpuși. Miu păpușul, Magdo păpuș și un căluț. Asta că nu ești acasă, se uite Boris la păpușă. Și... Era cu Boris să știi că el are atâta pe capul lui. Eu, dacă nu-s acasă, am sesizat la un moment dat. Eu vreau să spun acum, recent, ziceam că, va, dar ce m-am obosit, vreau cu conadă, vreau să evadez, m-am obosit, doi copii, serviciu, dimineața, fă curat, fă mâncare, du-te la lucru, vină de la lucru. Și a dat Dumnezeu să plec acum pe vreo câteva zi, pe o zi și un pic în România. Nu ai idee cu cât dragoste și cu câtă durere mă mutam la ceilalți împrejutăți copiii, mâncau și se jucau de zgori și fac a mei. Să știi că acum când ești deja părinte, nu mai ai dragoste să și satisfacția asta să mergi undeva să fii singură. Vrei o oră, două, trei. Și după aia, dar ce face? Dar cum face? Dar o mânca, dar nu mânca. Ce e asta? Avion. Ia-mi zi, avion. Nineon. N-am început a vorbi. Ia. Ia-mi zi la toată lumea. Ce e asta? Nineon. Nu vreți să ne cântați voi două ceva, să rămână doar bărbații pe post de spectator? Vrem. Ce cântăm? Copilul meu. Scena noastră vă așteaptă, așa că vreau să mergeți spre scenă și să ne încântați astăzi în duet. Copilul meu, ce mult te-am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Copilul meu, ce mult te-am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Ești copil
mână. Mulțumesc. Te rog să vii împreună cu Magda în apod, dar știți ce mă uitam acum? E una când iese Lenuța Gheorghiță și cântă de una singură pe scenă și e cu totul altceva când a ieșit cu Magda. Ochii tăi erau mai mult îndreptați spre comoara de lângă tine și emoțiile alea de mamă, știi, care se uită la copilul ei. Ori de câte ori când acest cântec, zic, oare cum o să fie peste vreo 20 de ani? Dacă o vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-i văd măricei, să ajung soacră mare și soacră mică. Să știi că acum cu ieșirile astea în studioul, la vreo filmare cu familia, mă bucur foarte și foarte mult să mă ajute Dumnezeu să aibă un destin mult mai ușor decât a fost al meu, când am ajuns unde am ajuns. Neapărat o să vreau să vorbim despre asta, dar să nu-mi pierd gândul. Magda, îți place să fii artistă pe scenă? Da, îmi place. Te simți bine acolo? Da. Îți place că se uită toată lumea, când ești aplaudată? Pentru că ai avut ocazia să ieși și pe scene mai mari decât scena asta. Palatului de Național. Pe scena Palatului Național. Da, mi-am dorit. Ai avut emoții? Da, și ce ai făcut ca să scapi de ele? Are mama ta vreun secret și ți-l-a zis și ție? Da. Vă țin de mână. Vă țineți de mână una pe cealaltă? Da, când mă ține de mână, n-am emoții. Trec toate emoțiile. Da. Dar tata are emoții când mama și Magda sunt pe scenă? Are și tata. Dar îți place să le vezi dintr-o parte, să te uiți la ele? Îți dai seama că Magda deja a crescut? Că nu mai e un baby? Desigur că îmi place. Și să zicem că... Oricum îmi dau seama că copiii cresc. Timpul fuge. Timpul fuge, noi îmbătrânim. Ei, nu mai zic chiar așa, că vom fi noi din secolul trecut, dar nici chiar de ea care mergem în baston. Ei, iaca, dar nu iaca, știi, vorba e de grabă, în scurt timp trecem, schimbăm profisul și asta un pic ne pune pe gânduri, e, parcă știi cum, cu toate că mai avem multe de spus și multe de făcut. Ai multe de zis și de făcut pentru că ai trecut prea multe, știi, eu întotdeauna zic un om căruia totul îi se dă ușoară în viață, cumva nu este credibil, cumva nu poate cânta cu profunzime, pentru că el e la suprafață toată viața. Ai zis că îți dorești ca Magda să aibă o soartă mult mai ușoară decât cea pe care ai avut-o tu. În primul rând, dacă ne raportăm la ceea ce am avut eu în copilărie, Magda trăiește într-o familie împlinită, Magda are tată, Magda are frate, Magda are bunicuțe, are o mamă care îi oferă... Iar eu tatăl meu a plecat de printre noi cei vii mulți, mulți ani în urmă și mama mea a încercat tot timpul să-mi dea o viață mai frumoasă, hai să spunem. Și mai tot timpul muncea. Eu dacă mă amintesc acum perioada de vârstă cu Magda, eu tot timpul eram singur. La bloc, cu vecinii, le făceam mine concerte, îmi doream enorm de mult să ajung un om mare. Și nimeni nu credea că eu cândva, peste ani, o să ajung o artistă. Și tu te-ai ambiționat să le demonstrezi că poți? Mi-am dorit foarte mult. Am trecut pe drumul vieții, am avut parte de oameni buni, oameni care mi-au dat o mână de ajutor. Am avut și oameni care m-au năcăjut foarte și foarte mult. Am fost și trădată, dar am trădat și eu, recunosc. Am fost iubită, apreciată, dar și... Urâtă și povestită. Și vorba cântecului, și așa de povestită că am ajuns să și vestită. Și asta mă bucură foarte mult. Iar ceea ce înseamnă, dacă mi-aș fi dorit înapoi să mă întorc cu 20 de ani. Știi cum zic alții, vreau încă o dată să am 20. Uh-huh. Eu nu mai vreau 20. Dar știi de ce? Pentru că perioada aia când am avut 20 de ani era încărcată cu atâtea frici, cu atâtea emoții, că nu cumva să zic că e cuiva ceva. Îmi doream enorm de mult să ajung artistă. Și eram gata să umblu în genunchi în fața oricărui, ca să-mi dea măcar un părticic să apar în Revelion, de exemplu, la Moldova 1. Recunosc, pentru prima dată în acest an am fost invitată. Ai scris lucrurile astea pe rețeaua de socializare? Și-am scris așa. Și m-am mirat, pentru că tu cumva ești o artistă care bai scena la picioare. Exact, dar știi care-i fază și cu acest capitol? Bine că acum mai sunt postul televiziune, dar tot în cea mai mare și cea mai grandioasă și visul unui artist este să ajungă aici, la voi, la Moldova 1. Uite, știi cum oamenii se schimbă, scaunele rămân aceleași. Cineva, cred că la momentul acela, când eram mai tineric, poate un pic mai frumoșecă, a decis că Gheorghiță nu trebuie să vină la Revelion. Și chiar m-am bucurat foarte mult că în acest an am fost invitată și vreau să-i mulțumesc administrației pentru această invitație. Este o nouă etapă, o realizare frumoasă, zic eu, și m-am bucurat enorm de mult. Pentru că noi, artiștii, avem și perioadă din viață. Recunosc eu cam acum sunt la perioada asta, când stau și mă zic, măi, dar mai trebuie să mai cânt. Dar poate schimba altceva, dar poate mai merg. Dar te vezi făcând altceva?
Nu știu dacă făcând altceva, dar la sigur sunt tentat acum, poate aș emigra într-o țară și nu pentru bunul meu, ci pentru viitorul copiilor mei. Tu vorbești serios acum? Eu serios vorbesc. Boris, tu o susții? Da, el e primul care își dorește. Și sunt la o vârstă când stau și mă gândesc dacă... Până la urmă, noi artiștii doar noi câștigăm din altă parte, doar tot din nunți și cometrii. Și n-aș fi vrut eu pe la 60 de ani să umblu printre farfurii, știi? Mm-hmm. Când ar trebui să stau acasă, să-mi cred că nepoții. Dar până la urmă aici ești cineva. Eu de fiecare dată zic, atunci când pleci în altă țară, că tu ești străin o viață întreagă. Iubita mea, că ești tu cineva, poți fi cineva și acolo, undeva departe, să-ți faci prieteni, dacă ești așa mai sociabil cu toată lumea. Iar când apar copii, nu poți fi egoist, că eu vreau să fiu vedetă, dar acasă copiilor n-am ce să le ofer. Bine, în cazul meu mulțumesc, am, dar nu aș fi vrut să ajung și la o vârstă de să fiu pensionară și să aștept din partea statului la cele 600 de lei. De-aia mă gândesc deja pentru viitor. Eu sper că o să te mai gândești mult timp la lucrurile astea, pentru că nu mi-ar place să pierd mai am, dar oricum sunt tentată. Poate între timp să mai schimbă ceva timpurile, să mai schimbă viziunea la noi în țară și cel puțin și cel mai important, știu la sigur că viziunea mea referitor la cântecul popular nu se schimbă niciodată. Eu vreau să întorc la ceea ce ai pornit tu să vorbești, pentru că am trecut cumva din una în alta. Vreau să vorbim despre începutul carierei tale, care ziceai că nu a fost foarte și foarte ușor. Acum, ca să le spunem și celor de acasă care zic, bă, e ușor să fii artist. Ai nu ieșit și ai cântat. Nu e ușor. Că ai ieșit și ai cântat, da. Ai ieșit și ai vorbit, știi, vorba aia, dar trebuie să te pregătești. Deci eu sunt originară din Chișinău și, după cum știi, am făcut parte de, dar nu mai zic, într-o școală anumită în care eram clasă cu inclinație corală, muzicală, hai să spunem. Și uite că dirijorul, îi mulțumesc pe această cale, care m-a exclus din clasă corală, zicând că fiica noastră... Nu ai talent, nu? Nu are voce, nu are auz muzical și, în genere, nu are nici tangenți cu muzica. Și ai plâns? Am plâns foarte. Atât de mult am plâns, că și acum se minte, eram în clasa 5-a și se minte că îi băteam la ușă, că era la etajul 2-a cabinetul coral și ne-am zis, ascultați-mă, dar eu vreau să cânt, eu o să reușesc, eu o să fiu artistă. Ei, nu mai zic eu acum capul. Și acum țin minte fiecare cuvânt care mi l-a spus. Cât aveam eu atunci? Vreo 10 ani? 11. Și atât de tare am plâns și mi-am zis că eu oricum am să fiu artistă, chiar dacă voi m-ați dat afară. Și nu că m-au dat afară de încor, dar m-au pus încă și în alt schimb, schimbul 2, acolo unde se socotea că nu era atât de prestigios, știi? Iar eu m-am ambiționat. Sunt copii care le zici că e rău și el crede în asta și gata, îi lasă aripile. Ei, gata, dacă o zic tot lumea așa. Iar eu sunt copilul care am zis că nu, eu o să izbutez și o să reușesc. Cine te-a ajutat? Cine prima a mână de ajutor, acea care vreau să-i spun, să-i mulțumesc până la soare și înapoi, este doamna Ileana Osoianu, cea mai mare soră dintre surorile Osoianu. Uite că dânsa mi-a adus dragostea asta față de muzică populară și a avut încredere în ceea ce sunt. E enorm de mult o mulțumesc, ori de câte ori o văd, dar și de tare vreau să iau un braț și să o pup și să-i zic mulțumesc. Ea m-a dus la toate concertele, la toate concursurile, m-a învățat primele cântece frumoase, că eu doineam. Și am participat la concursul Tamara Ciobanu, unde am luat premiul mare. Nu te-ai dus la proful de cor să-i arăți diploma? Nu, dar au trecut peste ani de zile, l-am văzut și i-am spus. Și a tăcut. Dar... I-am zis că sper, poate atunci arăți dumneavoastră mai tineril și când la tineriți noi tot facem, greșim. Dar i-am sugerat ca idee, dacă vezi vreun copil care își dorește enorm de mult, nu-i rupi planurile, nu-i visele, nu-i distruge, lasă-l să viseze. Pentru că omul care visează, care are în agenda scris că își dorește, că o să izbutească, el o să izbutească 100%. Suntem într-un secol când ne-am făcut mai răutăcioși. Am uitat să ne scriem unul altul scrisori, să ne spunem mulțumesc, să ne spui un simplu, bă, iubesc și de mult îți mulțumesc. Nu, nimeni e ușor să trimitem un like, acum că e mai nou, știi? Sau un... Și un la mulți ani drept mesaj. Și un la mulți ani drept mesaj și cel mai important, tare mă nenorocesc cu mesajele astea, cu căței care dau pupic, știi? Așa mă gândesc, bă, tu te vezi cățel sau te vezi pisică, cum te vezi? Nu-i mai ușor să mă suni? Uite că după ce ne raportăm la ceea ce spunem de Ileana Osoianu,
Am mers cu ea în foarte multe concerte, până în România. Și la 15 ani am fost, eram deja studenta Colegiului Republican de Muzică Ștefan Neaga și am avut parte de doi profesori, Virginia Moraru, iar după aia a venit Ioan Paulencu. Uite aici am venit... Foarte complicat. Uite aici mi-a venit mâna cea mai... un om care, căruia îi mulțumesc pentru că de la bun început am avut parte de oameni cei mai buni, de orchestră în spate cea mai bună. Aici am văzut domnul Ion Dascăl și am fost angajat oficial la orchestrii Mugurel și mă bucur foarte mult că de la bun început, de la 15 ani, am avut parte de activități frumoase, concerte minunate alături de faimoși lăutari și artiști ai neamului, inclusiv și regretați care nu mai sunt printre noi, dar și cei care sunt aici, care sunt și în prezent, cei mai întoși și cei mai în vogă. Și mă bucur foarte mult. Eu vreau să ne mai cânti o melodie despre familia ta, după care vreau să-mi spui ce ai învățat de la cei oameni pe vremea. Da, da. O să-ți cânt Cum este să fii părinte. Apropo, este o piesă frumoasă, biografică. Și la această piesă, pentru prima dată, am semnat și am înregistrat un videoclip. Fata și băiatul meu, darul de la Dumnezeu, botezați cu sfinte nume, mamă, care cine-mi spune? Fata și băiatul meu, darul de la Dumnezeu, botezați cu sfinte nume, mamă, care cine-mi spune? Și cresc cu drag o fetiță, păr creț, n-o vrat gropiță, și-un puiuț de băiețel, voinicel și zdrăvânel. Și cresc cu drag o fetiță, păr creț, n-o vrat gropiță, și-un puiuț de băiețel, voinicel și zdrăvânel. Eu de mult am luat de seamă, de când am devenit mamă, pentru a mei copii sunt gata în orice zi să întorc roata. Eu de mult am luat de seamă, de când am devenit mamă, pentru a mei copii sunt gata în orice zi să întorc roata. Cum este să fii părinte, n-ai cum să simți din cuvinte, lege noaptea ziua alergi, altfel n-ai cum să înțelegi. Cum este să fii părinte, n-ai cum să simți din cuvinte, lege noaptea ziua alergi, altfel n-ai cum să înțelegi. Bucuroasă râde fata, seamănă lit cu tata, vorbărețul meu băiat, glasul meu eu i-l-am dat. Bucuroasă râde fata, seamănă lit cu tata, vorbărețul meu băiat, glasul meu eu i-l-am dat. Ei ți-mi pe amândoi în brață și mângâi cu drag pe față, ei cuprind și le vorbesc să înțeleagă că iubesc. Copilașii mei frumoși, numai de-ar fi sănătoși, și-n fața lui Dumnezeu, fata și băiatul meu. Să-ți fie sănătoși. Mulțumesc. Cred că ei sunt și primii și cei mai mari critici atunci când faci ceva. Nu mai zic de soț care te tot aude probabil prin casă murmurând sau nu cântă Lenuța acasă? Cânt bine sau nu? Bine. Sau zici mai bine fă ceva și nu cânta? Nu pot să-mi permit așa ceva. Nu, dar știi cum că... eu nu știu cum la alții, de la mine acasă exact e castelul în care mă simt bine.
Tu știi ce înseamnă când evadezi, când gata, te uite, e obosit de lucru, de nu știu ce. Când încui ușa și mai vrei să vii nimeni. Și îi spui soțul, bă, uite, hai să mâncăm semințe în pat și privim film de atât zonă. Știi și de fain, cea mai mare plăcere, zic eu. În genere, e bine să găsești omul potrivit în viață, care să mergi prin viață. Și ca să-ți facă surprize. Că eu nu zic de astea, știi cum altele, bărbatul nu ne-a dus flori, a meu poate nu ne-a dus flori, dar ne-a dus și ditate în casă. Vrei ele în un telefon? Poftiți. Sunt niște lucruri care la noi sunt... Cine face piața? Cine face cumpărăturile în eu, casă? Eu, dar Boris că le descarcă. Nu, dar știi de ce? Pentru că mă duc eu și cumpăr și ei și trebuie să te las. De cap omul, dacă îl trimis după carne, îl s-a dus și eu 2 kg de iaurt. Nu, mă duc eu că știu exact ce-mi trebuie, iar când vin acasă, chiar ieri am făcut niște shopping la capitolul... Frigiderul plin. Frigiderul plin, așa. Și eu deja le știu preferințele lor, care cam sunt. Eu și... pun în mașină și vine omul și le descarcă. Eu vreau să nu-mi pierd gândul rămas. Știi de ce? Pentru că tu mi-ai zis odată o frază care nu-mi iese din cap. Eram în culisele Palatului Național odată și tu mi-ai... Era o ceartă între artiști, ceea ce se întâmplă foarte des în culise. Nu era vorba de tine, dar tu te-ai apropiat de mine, care mă uitam cu ochii pătrați la ceea ce se întâmpla și ai zis... știi ce mi-a zis Nicolae Sulac odată? Zi tu da. Acum. Acum vreo mai bine de 20 ceva de ani în urmă, în anii 95. Eu deja cântam în orchestra Mugurel și ne-am întâlnit la palat și i-am spus, Nicolae Vasilici, dar e că băieții ăștia, că le-am mai zis că sunt răi, că nu vorbesc așa cum trebuie și nu-ți cauzi. El tare frumos mai vorbește. Ține minte în viața asta, dragă copil, hăi. Mai bine lumea să te povestească că ești ră decât proastă. E? Și tu ai învățat lecția. Și am învățat lecția. Și acum nu poți să zic nimeni că n-am. Păi mai poți să mai zic ceva, știi, dar mai bine să le fie frică. Pentru că dacă există frică, știu că am și Ileana, nu, fizică nu, dar morală. Și acasă nu am posibilitate. Ba da, Boris, tu cu siguranță cunoști toate secretele și culisele. Nu. Fiecare cu lucrul lui. Eu acasă nu prea discut așa ceva. De ce? Ca să nu-l obosești? Sau ca să nu-i strici imaginea despre artistul Basarabean? Nu, el știe, dar... Eu nu mă bag în jobul care îl deține el și nici eu. Astea sunt niște... La noi desigur se întâmplă, între colegi. Ăsta nu cânt cu orchestra asta, cu orchestra asta nu cânt cu ăsta. Dar astea sunt probleme de după culisă, pe care cei de acasă nu trebuie să le cunoască și chiar dacă și le cunosc, ne facem că plouă și mergem înainte. Timpul, ți-am zis, timpul trece, problemele se uită, vin alți oameni în loc. Părinte, tu ai văzut-o des plângând acasă? Da, desigur. Atunci când are ceva pe scenă sau în culise, știu că nu o să arate niciodată. Vine acasă și se descarcă? Se mai întâmplă că vine acasă și se descarcă pe mine. Cum faci față? Ce îi spui atunci? Să atacă că ar fi făcut mai bine dacă n-ar fi spus? Sunt momente când îi dau și sfaturi. Sunt momente când o îndrept pe calea cea dreaptă sau vorbește așa sau mai bine taci. Vine cu un sfat anumit, când îi spun, gata, nu mai pot, gata. Uite cum, uite ce s-a făcut, uite ce s-a întâmplat, uite că acolo nu... Și el, dacă nu face parte din acest domeniu, îl vede altfel lucrurile. Și îl dă un sfat. Eu am zis din capul locului, chiar de la început, tu ești omul care spune verde în ochi ceea ce crede despre alții. Da, dar acum peste ani de zile este un plus al tău, pentru că uneori știi cum... De-aia, Rusel, n-am zis că acum un pic altfel văd și mai gine tact și fac. Nu pot să fii bun cu toată lumea și nici nu poate toată lumea să te iubească. Și ca să nu mai fiu atâta... cu oful ăsta și mai bine, da, ei Dumnezeu cu Dumnezeu, dar și am spus să-l învăț sau ce trebuie să-i dau eu lecții de viață. Viața o să dea lecție, o să-și primească lecția. Eu am pe cine învăța, am pe cine să-l pun la și să-i lămuresc că în viață nu-i corect așa, iar celor care au făcut sau au greșit cumva referitor la mine, încerc să-i evit. Nu le mai dau nici măcar explicație. Să știi că dacă pe vremuri mă duceam, băi, tu, iubita mea, prietenă, dar păi tu ai zis, încerc să o evit, nu-i mai zic nimic, pot să nu răspund la telefon, dar nu mă cert. Les un pod, las să fiu în loc de bună ziua.
Oricum, omul nu le pot schimba. Dacă nu are 7 ani de acasă, și dacă așa a fost învățat într-o mediu în care se bârfiesc, se povestesc pe la spate, nu, da, firea mea de fii, dacă am cei ce am în căpușă, am și în gușă, știi? Dar acum timpurile s-au schimbat. Încerc totuși să... Da, vreți să zici că la începutul carierei erai mai bună? Da. Că plângeai mai mult, că sufereai mai mult? Nu, râdeam mai mult, aveam încredere mai multă lume și mi se părea că toată viața, toată lumea este în roz. Dar peste ani de zile, nu tot ce strălucește este aur și nu toate prietenii-ți prietene. Dar ai călcat pe aceleași greble de mai multe ori? Da, am călcat, să știi că eu sunt omul care mai dă șansă celor. Și am și iertat și nu țin nici măcar pică, nici ură față de cei care m-au trădat, care m-au povestit. Am avut parte, apropo, de chiar și două prieteni foarte și foarte bune de suflet. Dar peste ani de zile s-a... Orice prietenie are început și în sfârșit. Asta 100% îți spun. Și într-un cuplu, dacă omul tău se ține de mână, există probabilitatea peste 10-20 de ani să o țină pe alta. A, deci tu ești conștientă de lucrul ăsta? Da, dar cine dă garantul? Măi, dar eu nu cred în dragoste până la sfârșit. Care este sfârșită? Nu cred. Eu nu o să înțeleg niciodată femeile care fac crize de nervi că soțul ei nu a dormit aseară, nu știu unii, a dormit pe canapeaua din salon. Orice lucru se discută. Acasă este atât de lucru. Sunt doi copii care atâta necesită activități, să-i pupi, să-i dragostești. Eu, mama mea zice că eu prea tare e alent, dar mie atât de tare îmi place să-i spună fiice, zic că de tare îi iubesc. Mama ta ți-a zis în fiecare zi că te iubește? Nu. Nu. Era altă sistemă atunci. Era altă sistemă post-sovietică și atunci nu era la mod așa. Cu toate că cred că nu e corect așa. Și acum noi avem, de exemplu, dacă eu cu puiul meu de om mă îmbrățesc în fiice zi și îl pup și îl dragostesc, cu mama mea parcă nu e oarecum, pentru că eu acasă n-am primit asta, știi? Dar eu încerc și eu până la adânci bătrâneț o să-i pup și o să-i spun că sunt cei mai important și cei mai frumoși puii mei. Și am zis încă o dată, nu insist să-mi devin vreunul din ei artist, muzician, lăutar, cu toate că dacă peste ani de zile or să vrea, o să le vină mult mai ușor în viață. Pentru că o să fie mami în spate, cea care știe deja cum să mănâncă bucata asta de pune. Uh-huh. Și cel mai important într-un cuplu, trebuie să ne facem surprize unul celălalt. Om, eu deseori mă duc să-mi cumpăr mie și cumpăr la familie, la om, la copii și mie, nu? Și invers. Să știi că soțul meu, în toată perioada asta de 10 ani, deseori mă surprinde cu surprize din astea pe care eu nici măcar nu le-am așteptat, nici măcar nu în gând am avut, știi? Nu vorbesc la lucruri de astea, de blănuri și mărgele. Dacă le cumperi singur. Eu singur le cumpăr, eu știu exact ce mărgele îmi trebuie și cum îmi trebuie. Iar tot ce înseamnă în caz, tehnică, tot la noi, domnul Boris. Eu știu că ești un mare gospodar. Facturi, tot, eu nu știu nimic. Eu când am văzut cum sunt aranjate lemnele pentru șemineu în coridor, am zis, ăsta e gospodar din talpă și cu tradiții de la mama și de la tata de acasă, că asta nu se învață peste noapte. Da, așa că sticla aia de la șemineu o șterge și o lustruiește în mașină tot timpul. Dacă după mine spăl mașina la Paște, știi, că nu mai am eu timp. Dar domnul Boris la noi din ăsta care e. Ne mai cânti ceva? Hai eu să-ți cânt, dacă tot vorbesc de soțul meu. Peste 20 de ani, nu știu, dacă s-a îndrăgostit omul meu, înseamnă că o să-i dau cu Doamne ajută, știi? Dar nu cred, pentru că noi avem de îmbătrâni pe aceeași piernă, am luat și o piernă împreună de la mama soacră, care o are de la mama ei soacră, da? Sau de la bunica. Da. Și care o să meargă pe urmă pe mâna Magdei. Hai să vă cânt eu, dacă tot spuneam, o să-i cânt o piesă frumoasă dedicată anume soțul meu, dăruiește-mi cerul. Să simt a ta privire. Te-am așteptat la geamul stropit de ploi. Te-am așteptat să împart dorul meu la doi. Inima mea doar pentru tine bătea și te chema.
ochi toate visele mele. Și când mă ții în brațe, simt că sufletul zboară la stele. Și nu vreau altă viață. Te-am căutat printre oameni întâmplători. Te-am căutat să împart dorul meu la doi. Inima mea doar pentru tine bătea și te chema. Dăruiește-mi cerul din privirea ta, îndulcește-mi cu iubire lacrima. Alintă-mă în zori cu vorbe de dor, mereu te cheamă inima mea. Dăruiește-mi cerul din privirea ta, îndulcește-mi cu iubire lacrima. Alintă-mă în zori cu vorbe de dor, mereu te cheamă inima mea. Alintă-mă în zori îndulcește-mi cu iubire lacrima. Alintă-mă-n zori cu vorbe de dor, mereu te cheamă inima mea. Alintă-mă-n zori cu vorbe de dor, mereu te cheamă. Eu n-am vrut să bat din palme, să văd dacă o să bată Boris din palme. Văd că nu bate din palme. Pentru că el te-a ascultat foarte emoționat. Eu știu că bărbaților, în general, e mai greu să fie romantici. Pentru că un bărbat trebuie să fie dur, că așa a învățat de acasă, bărbații nu plâng, bărbații trebuie să fie serioși, nu? Nu, bărbații mai și plâng și nu neapărat să fie dur. Dar un bărbat este un fapt, el trebuie să se arăte prin fapte, nu prin faptul că el îți vorbește, o, Edita, maică, ești iubita mea, floricica mea, iepurașul meu. Faptele arată, faptele. Eu de asta și l-am ales, domnul Boris, prin fapte. Și ori de câte am posibilitate, zic că asta este cea mai bună alegere pe care am făcut-o și cred că sunt fericită. O alegere care tu știi că eu am multe colegi de-a mele, am multe colegi de-a mele care au de toate și sunt frumoase, mult mai frumoase decât mine. Dar nu are omul potrivit cu care să margă, din mână. Să fii mândră că e a tău, nu l-ai luat de la alta. Înțelegi? Și să ai document pe dânsul. Dar eu am. Dar nu știu unde e, la domnul Boris. E, până la urmă, e o femeie costisitoare. O femeie care are nevoie de multe straie frumoase și de calitate. Pentru că un artist, ca să dea bine pe scenă, dar și în viața reală, trebuie să aibă grijă de imaginea lui. Dar omul nu are treabă cu țoalele. El... Tu muncești, tu ți le cumperi? Nu, dar el... Tu mă gândi, nici nu-l întreba cât costă o ei, el idei nu are. Dar eu îi păstrez na, liniștea sufletească. Pentru ce-i trebuie? Dar ție pentru ce-ți trebuie? Păi mie îmi trebuie, că eu sunt artistă. Dar eu și lui îi cumpăr deseori. Deci la noi în casă, ceea ce înseamnă cheltuitul ăsta de bani pentru haine, sunt eu. Eu mă uit așa, așa, deci lui Magde mi-e trebuie rochiul, dar lui Boris îi trebuie un sacou, un ciorap, un... tot eu le fac asta. Da. Și ție-ți place ce-ți cumpără nevasta? Da.
Eu știu foarte mulți bărbați care merg pe mâna soțiilor și nu-și fac nicio grijă. Să-mi ia ce-o vrea, când brac, ce-mi dă, știi? Eu recunosc că în 10 ani nu am călcat nicio cămașă pentru domnul Boris. Singur și le calcă. Asta, dă să mă laud. Dar eu dacă văd undeva... Dar se duc să le calce și pe ale tale? Și pe mine le calcă, dacă da, mai ales când eram însărcinată, el le gătea, el le pregătea. Să-mi minte și acum când l-am născut pe David, el o ales din toată garderoba, când și să mă îmbrac și o călcat, o dus-o pe Magda, Magda, el nu știe să pieptene și o dus-o la salon, i-a făcut coafură, au comandat baloane tot casa, s-au pregătit omul, eu a cumpărat cel mai scump căruț care exista după la noi. Am zis că a chemat pe cineva care a amenajat atât casa cu baloane, mm-hmm, cu diferiți de ăștia. Boris, îți plăcea verba asta? Îți place să fii important? Să o surprinzi? Pentru noi era important. De ce? El a făcut asta pentru că noi sărbătoream 3 sărbători. Ziua nunții, ziua mea și nașterea lui David. Și ziua mea. Ziua ta în decembrie. Ziua ta, de ziua tatălui, eu știu. Dar să ne întoarcem la iile tale. Iia asta ta e foarte scumpă. Are peste 70 de ani. Am luat-o din România. Nu știu dacă are o istorie, dar are o vechime destul de bunicică. Tu ziceai că e o investiție de durată, e ceea ce rămâne. Ceea ce rămâne și peste ani și atunci când nu vom mai fi nici tu, nici eu, nici cameraman, nici regizorul, rămân iile. Te gândești că e o colecție frumoasă pentru Magda? Să fie ca moștenire? Dacă nu pentru Magda, le dăm la muzeu, poate. Nu știu dacă o să face fata mea artistă, știi? Dar este o investiție, zic eu, frumoasă. În genere, după acum am o vârstă când nu sunt cheltuitoare așa de tare pentru pantofi și genți. Dacă am mai mulți bani la care, nu știi, omul meu, mă duc și eu o iei, o fustă, un brâu. Dar mai nou îți place să le modelezi singură. Te-am văzut cu straie naționale, cumva îngămate da, de tine. Da, de ce? Pentru că o bună parte poate sunt așa, au un aspect așa mai etno, ca să zicem. Eu le fac etno. În genere, îmi place tot ce înseamnă să le cărească, să fie frumos, știi? Așa îmi place mie. Mai muncesc și eu la o fustă, la o brâu, dar toate colegii mele, majoritatea. Acum, dar ți-am zis că am asta toate făcute de mine sunt, știi? Și dacă e plăcerea mea, de ce să nu le fac eu? Dacă am posibilitate și pot. Dar faci și pentru alții, nu ești zgârcită. Fac. Și egoistă. Fac. Știu că ai făcut lucruri foarte multe și foarte frumoase pentru artiști de valoare. Da, am încercat și sper să le poarte cu brâu. Am încercat pentru familia Bodgros, atât pentru Cornel cât și pentru Nicolae. Le-am făcut câte un brâu cu stil național și o cămașă. Și am mai făcut așa niște iconite, am mai dat în dar pentru colegii mei. Magda, ce vrei tu să faci anul ăsta? Ia zi, cu mami, cu tată și cu fratele tău. Eu anul acesta vreau ca să facem cu toată familia, să mergem la munți, să ne dăm pe schiuri, pe... Acum nu știu, și la vară vrea la mare. Deja muntele mi se pare că e târziu, de obicei în vacanță de iarnă lumea merge la munte. Dar ai fost vreodată la munte? Nu, niciodată. Să știi că nici eu, dar știi de ce? Eu urăsc când e frig afară să merg la munte, unde e tot frig. Eu am zis că aș primi plăcere să merg în ianuarie la mare, da? În Egipt sau unde merge lumea sau prin Arabia. Mergem amândouă, vrei? Vreau. Lăsăm copiii lui domnul Boris. Dar și eu merg cu voi. Eu nu pot perjedea câteva zile fără mama. Ai înțeles? Stai că nu te-am întrebat și acum e momentul. Ce ai făcut cu primii tăi bani câștigați din muzică? Din muzică profesională sau din aia când eram copilul mic? Că eu am câștigat bani și la frași de copilul mare. Mare. Să spunem când ieșai... Din primul meu salariu, da? Da, din primul tău salariu. Atunci când ai simțit tu că ești artistă și că banii ți-au fost să dați pe bune. Nu m-am axat la acest capitol, nu știu acum, dar nici nu erau prea mulți pe atunci, cât era... E dat mami sau întotdeauna ați avut... Eu am cântat și până la orchestră, până a fi angajată. Eu am cântat la anunț, de pe la vreo 13 ani cântam pe la anunț. Înseamnă că te-a descoperit cineva? Că nu oricine merge la anunț, m-a găsit cineva din băieți, hai, tu nu vrei să cânti cu noi, dar pe timpul ăla cântau câte 20. Cânta. Unul era la dobi, altul la fluier, altul nu știu cum. Și am început a cânta și îmi dădea câte 100 de lei, că deja era lei. Și pentru mine, ca student, îmi spere că vai de mine. Dar și student, era un salariu, ca elevă. Aproape. Ca elevă. Am muncit foarte mult pe la nunț. Să știi că am prins nunțile în corturi, vai de mine, îngheța mâncarea în farfurii și vinul în pahare. Dar prima mașină ți-ai cumpărat-o tot din la 20. Tăi. La 20 de ani,
Mi-am cumpărat prima mea mașină, dar nu spun de care, dar era una roșie. Și dacă erau foarte și foarte puține femei la volan, ori de câte ori ieșeam în stradă, zic, ia uite măi, și femei la volan. Ei, am făcut ravagii cu acest automobil. Bine, mersi că nu sunt viteză umană, că nu-mi place viteza, dar în schimb îmi place să merg cu geamurile deschise, cu timpurile alea urcau toate fetele în mașină, făceam câte o cuconadă. A fost perioade frumoase. Să ne întoarcem la anul ăsta și la vacanțe. Am înțeles că Magda vrea la munte. Nu, vacanța noastră este doar vara, atunci când este post, că noi nu mergem în vacanță separat. Știi cum sunt în alte familii, soțul aparte, femeia aparte, copiii aparte, toți împreună, uniți. Și decide tata. Tata la noi este. El alege destinația corectă, el știe exact cum. Mergeți de obicei cu all inclusiv pentru ca să te relaxezi Ultra. Și tu, să nu ai de făcut mâncare? Ultra. Sigur. Eu aș face și mâncare. Să știi că pentru mine capitolul mâncare nu este atât de dificil. Cum eu reușesc să mă machiez, concomitent scriu un text, mi-e fac și un borș. Dar vă place problemă. Vacanța pasivă, aia care stai tolănit da, pe șezlong și... Da, mănânc și stau pasiv. Dar dacă îl luăm pe David, nici un fel de pasiv nu se primește. În cazul tău, alergăm tot litoral. Am avut primul concediu vara trecută cu David, în toată familia, în patru. Domnul Boris, anul acesta sperăm că o să fie mai cu minte. Doamne, nu am stat o zi, ca... nu era necesar să mai eu vreo activitate sau ceva. Nici nu reușim nici să bem măcar un suc, trebuie de alergat după David. Dar poate îl legăm anul ăsta. Nu, anul ăsta îl trimiteți la tabără. Noi mai întâi decidem unde ne ducem. În familie se decide. Da, noi decidem unde ne ducem. Bătăm topogan, pentru Magda topoganul. Și atunci noi decidem dacă mergem ori nu. Și ți-a plăcut anul trecut? Da. Au decis așa cum ai vrut tu. Da, mi-a plăcut. Și anul viitor, vara, vom pleca la un topogan. La un litoral cu topogan, corect. Da, acolo va fi tare interesant. Când intrăm acolo va fi ca în China. Dar cum e în China? În China casele cu acoperișele așa ridicate. Da. Și ți-e plac poveștile astea întortocheate cu dragon? De la vacanță să trecem la tine ca profesionist. Ai planuri pentru anul ăsta? Vrei să faci multe? Multe, multe și grandioase. Îmi doresc acum niște colaborări mai noi. Am vorbit deja cu câțiva dirijori și o să mai registrez câteva piese frumoase, pentru că la capitolul muzică populară am niște restanțe. Și dacă tot nu sunt angajată nici într-o orchestră, de ce nu să cânt cu toți? Am vorbit și o să registrez două piese cu orchestră, două cu alta și cu Doamne ajută. Dar ți-ar place să ai un singur stăpân, să fii într-o singură orchestră? Nu, deja nu. Mai bine de artistă liberă, profesionistă, să cânt cu toată lumea bună și cel mai important să am piese frumoase în care cei de acasă să regăsească, să fie niște melodii care ajung șlagări peste ani, să fii într-un top anumit. Mă bucur foarte mult am acum niște realizări și niște câteva cântece frumoase la care muncesc eu. Am găsit un om potrivit care mă ajută la text, melodie. Că până acum făceai tu mai multe. Făceam personal, dar la piesa Acum este să fii părinte, mi-a făcut o Doina Arsenie Grigoraș, tot o comătră de-a mea bună și o textiere de excepție. Și cam asta e. Realizări multe și frumoase, chiar îmi doresc foarte mult. Domnul Boris vrea un nou automobil, dar nu știu cum va fi și când și cum. Prietenii mie sunt tare buni la inimă. Uneori ne mai certăm, dar ne împăcăm noi. Dar te-ai gândit mai bine să zici despre ei, că nu de alta, dar mergi luni la școală și o să zică de ce nu e menționat pe fiecare, nu? Uneori noi ședem în vacanță mult. Da, și de vacanță de iarnă. Și mă bucur când șed alături de familia mea. Și eu mă bucur când am timp pentru toată familia mea. De că încet, încet am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă doresc să vă cumpărați mașinile și blândurile pe care vi le doriți, dar știu că numai asta este cel mai important. Important e să ne fie copiii sănătoși. Încă un pic. Și emisiunea asta o să fie și a istoriei, ca și toate celelalte. Lasă-l din brațe pentru că vreau să faci un gând frumos pentru toți cei de acasă, pentru cei care
O știu pe Lenuța Gheorghiță, artista, și care, uite că azi i-au văzut și comoara aceea de acasă. Da, apropo, să știi că eu cu familia nu prea ies acum, nu facem ieșiri ca să ne vadă cei de acasă. Nu de asta, dar, mă rog, artistul e artist, familia e familie. Iar eu vreau să vă mulțumesc la toată echipa pentru invitație. Mă bucur, dar știi de ce cel mai mult mă bucur? Că eu am mai fost aici când eram și însărcinată cu Magda. Rămâne o amintire frumoasă. Este o realizare importantă, zic, pentru familia noastră și vreau să vă mulțumesc tuturor și să nu uităm să fim și mai omenoși, mai buni, mai blânzi, că nu trăim ca ce... Noi ne facem planul 300 de ani înainte și uităm că suntem muritori. Cu Doamne ajută și într-un ceas bun, cum e cu vorba cânticului, știi? Fii om bun și treci prin lume. Asta voiam să zic, o să ne cânti exact în tonul cuvintelor tale. Eu vă doresc sănătate și oameni buni în preajmă. Ultimul cuvânt este unul muzical al tău de pe scenă. Celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Viața asta e lăsată cu zilei bune și răli. De ești om cu judecată, poți trece ușor prin ele. Viața asta e lăsată cu zilei bune și răli. De ești om cu judecată, poți trece ușor prin ele. Eu vorbesc de când pământul să te dai cum bate vânt. Și treci prin lume. Eu vorbă de când pământul să te dai cum bate vântul. E o vorbă care îi spune fii om bun și treci prin lume. Când ai o bucurie, împarte-o cu fiecare. Te lași loc de bună ziua, atunci ești un bun și mare. Și când ai o bucurie, împarte-o cu fiecare. Te lași loc de bună ziua, atunci ești un bun și mare. Eu vorbă de când pământul să te dai cum bate vânt. Dai cum bate vântul. E o vorbă care spune fii om bun și treci prin lume. Când te lovește necazul, tu să nu te dai bătut. Nici să nu-ți pătezi obrazul, te dai avea de pierdut. Când te lovește necazul, tu să nu te dai bătut. Nici să nu-ți pătezi obrazul, te dai avea de pierdut. Eu vorbă de când pământul să te dai cum bate vântul. E o vorbă care-i spune fii om bun și treci.